Deschideți, vă rog, cu mine la Luca, capitolul 2. Așa cum știți, cei care ați fost cu noi aseară, vom continua să privim la narativul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos din Luca. Și astăzi, și probabil și mâine, și în seara aceasta, și după aia vom continua de miercuri și duminică pe programul nostru obișnuit, dar am zis cu ocazia acestor sărbători să profităm și să ne uităm în mod specific din Sfintele Scripturi la ceea ce înseamnă cu adevărat nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și implicațiile pentru noi. Și Luca este un istoric foarte bun care ne arată în mod foarte clar și în mod foarte detaliat, foarte precis, ceea ce se întâmplă atunci când Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut și ne dă acest narativ foarte frumos despre evenimentele care au înconjurat acest eveniment. Luca, la fel cum am văzut cu înștiințarea întrupării prin Îngerul Gabriel, ne prezintă scena foarte bine detaliată în așa fel încât să înțelegem exact ce se întâmplă, exact ce se întâmplă și care este mesajul, care este esența care Dumnezeu vrea să ne comunice prin acest narativ. Țineți minte că toate evenimentele din Scriptură sunt aranjate de Dumnezeu, la fel cum toate evenimentele din istorie, să comunice mesajul care Dumnezeu vrea să fie comunicat. Nimic nu este la voia întâmplării, da? Nu este la voia întâmplării trimiterea Îngerului Gabriel, nu este la voia întâmplării Fecioara Maria, Iosif, faptul că era un Nazaret. Nimic nu este la voia întâmplării, da? Nu facem spiritualizări, nu facem alegorii, dar atunci când Dumnezeu vrea, prin narativele Scripturii, să ne comunice ceva, vrem să fim atenți și să înțelegem care este mesajul care Dumnezeu vrea să ne-l comunice. Și Luca, în această dimineață, din capitolul 2, pregătește foarte bine scena pentru noi să înțelegem exact ce se petrece în acest narativ. Luca spune în felul următor: în zilele acelea a ieșit un decret de la Cezar Augustus. Și istoricii ne spun că Cezar August a fost strănepotul lui Iulius Cezar. A fost un mare războinic, un general, un tactician, un strateg deosebit de bun. A învins în luptă, în bătălie, pe Marc Antoniu și pe Cleopatra. Și el a fost, pentru faptul că a fost așa de măreț în campaniile lui militare, el a fost primul Cezar care să fie denumit de către Senatul Imperiului Roman și August. Titlul de Augustus înseamnă sfânt sau slăvit. Să nu aveți impresia că, dacă ne uităm în istorie, toți cei care sunt Iulius Cezar, Augustus Cezar și mai departe, păi ăștia toți îi chema Cezar, da? Cezar era o denumire dată împăratului. În momentul în care, prin ascensiunea la tronul Imperiului, era împăratul Imperiului, primea acest titlu. Și acest Cezar primește titlul de August, adică de sfânt, de sfânt sau de slăvit. Și până în acest moment în care apare pe scenă Cezar Augustus, acest titlu de împărat slăvit al Imperiului Roman sau împărat sfânt, da? Acest titlu de August era reținut doar pentru zei. Nimeni nu s-ar fi referit la un om și să spună el este slăvit sau el este sfânt. Odată cu acest Cezar Augustus, lumea începe și acordă acest titlu Cezarului. Și Cezarul, împăratul Imperiului Roman, începe să aibă pretenția că el este un Dumnezeu, că el este un zeu. De fapt, în unele părți ale Imperiului Roman a fost adoptată ziua de 23 septembrie ca ziua de naștere a împăratului, ca fiind ziua de naștere a împăratului și ca și prima zi din an. Și oamenii sărbătoreau ziua împăratului, ziua Cezarului cel sfânt, cel divin, și ziceau: Cezarul este mântuitorul lumii. Cezarul aduce pace în lume. El este un zeu care ne mântuiește din situația în care ne aflăm, din războaiele în care ne aflăm, din suferințele în care ne aflăm. De fapt, când Cezar Augustus a murit,
Oamenii, cu ocazia morții lui, se încurajau unul pe alții și ziceau: nu plângeți, nu fiți triști. Cezar a fost un zeu și zeii nu mor. Da? Și până acolo a fost ajuns acest sentiment despre faptul că Cezar ar fi de fapt o ființă divină. Și lumea în acea perioadă, într-adevăr, experimenta așa zisă Pax Romana, pacea romană. Da? Imperiul Roman s-a fost răspândită pe aproape întreaga lume, cel puțin cea cunoscută, și începe să răspândească din ce în ce mai mult. Și Imperiul Roman, de-a lungul istoriei, am văzut că, într-adevăr, a adus o pace pe pământ. Dar a adus o pace prin faptul că a subjugat orice opoziție. Da? Nu a fost o pace, să ne imaginăm, că dintr-o dată toți oamenii pământului s-au civilizat. Și prin educație, și prin civilizare, sau prin pocăință, da? Oamenii au devenit mai buni și dintr-o dată a fost pace. Și pacea care a adus-o Imperiul Roman a fost mai mult o pace care semănea cu pacea care o promitea Hitler, sau Stalin, sau Ceaușescu. Și ei au promis pace. Cât timp nimeni nu avea curajul să critique, să gândească liber, sau să facă orice care ar putea fi interpretat ca și fiind critic sau împotriva împăratului, în Imperiul Roman era pace. Da? Și această realitate este arătată de Luca prin acest detaliu, de altfel, care pare nesemnificativ. Este doar un detaliu istoric, și anume că a ieșit acest decret, da, de la Cezar, și anume un recesământ prin care toți se duceau ca să se înscrie fiecare în cetatea lui. Ce să petreci? Cezarul nu vroia ca cumva să piardă vreo oportunitate de a lua venituri din taxare. Și a zis: măi, imperiul meu este foarte mare și toți sunt răspândiți în diferite locuri. Și s-ar putea că atunci când merg cei care colectează taxele într-o cetate, să meargă la un om și să zică: hei, tu cine ești? Păi eu sunt Iosif. Iosif, ai plătit taxa? Da, am plătit-o, dar eu am plătit-o, știi, în altă cetate. Și eu, ei să zică: ok, bun, și să meargă la următorul om. Și în felul ăsta să piardă colectarea taxelor. Și ei au zis, Imperiul Roman, la fel ca și orice imperiu dictatorial, au fost foarte, foarte bun la a ține acte și la a avea adeverință. Și au zis: facem un recesământ. Și noi vrem să știm care e Iosif, din casa cui, din cetatea care, care-i CNP-ul lui, da? Care-i statutul lui în societate, ce muncește. Și ca să fim siguri că nu se intercalează datele respective, fiecare om trebuie să meargă în cetatea unde s-a născut. Și atunci avem un recesământ foarte, foarte clar. Ceva de genul cum se întâmplă în România când se votează. Dar fiecare om trebuie să meargă acolo unde are buletinul. Nu contează că tu locuiești la Zalău. Dacă tu ești din București, trebuie să te urci pe tren dacă vrei să votezi și să te duci la București. Da? Aici este un pic de pretext. Practic vor ca să împiedice votul celor tineri, în opinia mea, care sunt cei mai deplasați prin țară, și bătrânii care sunt toți cam unde s-au născut și n-au niciun cost ca să se deplaseze până la primăria locală, este o politică. Da? Cezar avea și el o politică, și anume, el vrea să fie sigur că niciun argint nu mergea neîncasat care Imperiul trebuia să-l încaseze. Și dă acest decret și vedem că până la marginea Imperiului, da? Și până în satele cele mai neînsemnate, oamenii se mobilizau. Pentru că consecințele de a fi prins, că nu ai fost la acest recesământ, da? De a veni cineva să te controleze și să zică: hei, stai un pic, nu te aflăm în listele noastre, n-ai plătit taxa, da? Consecințele erau drastice. Nu era doar o amendă, nu-ți lua doar permisul, știi cum era poliția română. Te aruncau în pușcărie. Te aruncau în pușcărie sau poate ceva mai rău. Și vedem că toți locuitorii Imperiului se mobilizează până în cele mai distante sate și orașe. Da? Și vedem asta din ceea ce ne spune evanghelistul Luca. Iosif a plecat și el din Galileea, din cetatea Nazaret, înspre Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și spița lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Deci nimeni nu scapă. Nu contează că era însărcinată la termen în luna noua, nu contează că nu aveai bani de bilet de tren, nu contează, dar când cezarul a zis: te duci și te înscrii în cetatea ta natală, te duci și te
în scrii. Și este în acest context și în această călătorie unde îi găsim pe Iosif și Maria în călătorie spre Betleem și vedem că tânăra fată însărcinată la termen împreună cu logodnicul ei, doi indivizi de altfel pe scena aceasta sunt fără consecință, fără importanță din punct de vedere uman, erau doar doi oameni, da, o femeie gravidă, o fată gravidă cu un bărbat, care mergeau și ei la recesământ. Nimeni nu îi băga în seamă. Nimeni nu credea că sunt importanți în tot ceea ce se întâmplă acolo. Da? Din punct de vedere uman, erau niște oameni săraci, niște oameni needucați, fără un statut social, erau dintr-un oraș mic și neimportant și pornesc spre Betleem, Maria, o fată de 12 ani, 13 ani și cu logodnicul ei, pornesc probabil pe jos o distanță de peste 100 de kilometri. Peste 100 de kilometri din Nazaret la Betleem. Da? Ca să se înscrie la acest recesământ și să ajungă în același timp ca Scriptura să se împlinească pentru că Fiul lui Dumnezeu, după Scripturi, trebuia să fie născut la Betleem. Mica 5:2. Dar tu, Betleeme, frata, deși ești neînsemnată printre miile lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va fi conducător al lui Israel, cel al cărui origine este din vechime, chiar din zilele veșniciei. Da? Și această prorocie trebuia să fie împlinită pentru că Scriptura ne învață că nici măcar o iotă nu va trece neîmplinită. Și atunci cezarul dă acest decret pentru că vrea banii, asta e motivația lui, dar dă acest decret pentru că Dumnezeu a rânduit ca Iosif și cu Maria, două persoane de altfel neînsemnate pentru cei din jur, să ajungă de la Nazaret la Betleem. Atenție! Dumnezeu mișcă întreg Imperiul Roman, da? Tot Imperiul Roman se grăbește ca să meargă în cetatea natală. Îți dai seama cât cost, câtă bătaie de cap, cât kilometri parcurși de acești oameni din întreg Imperiul Roman pentru simplu scop că Dumnezeu a hotărât ca Iosif și Maria să ajungă de aici, din Nazaret la Betleem la 100 de kilometri. Da? Putea Dumnezeu ca să rânduiască asta altfel? Da, dar cred că vrea să transmită un mesaj. Și anume că Imperiul Roman, dorințele lui Cezar, planurile omenești sunt egal cu zero cu ceea, în comparație cu ceea ce hotărăște Dumnezeu. Da? Și de multe ori se întâmplă asta și în viața noastră. Ne mișcăm în dreapta, în stânga, planuri, politică, economie, una alta, când de fapt ceea ce este important este o simplă mișcare, o simplă mutare după voia lui Dumnezeu. Și acesta este tiparul lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește lucrurile care, omenește vorbind, par slabe să facă lucruri mărețe. Cele care par fără valoare să realizeze lucruri de preț. Copilul care îl purta Maria nu era ca și Cezar, care a poruncit recesământul, un om care se credea Dumnezeu. Copilul care îl purta Maria era Dumnezeu care a venit să se întrupeze ca și un om. Da? El este punctul focal. Nu imperiu, nu împăratul, nu tot ceea ce se întâmpla. Dar Luca ne pictează această scenă ca să înțelegem contrastul între ceea ce era preocupările oamenilor, între ceea ce considera oamenii că este important, între ceea ce considera imperiu și împăratul, care se considera el un Dumnezeu, și între felul în care Dumnezeu lucrează. Prin unelte slabe și neînsemnate, ca să facă lucruri absolut minunate. Și pe această scenă, vedem că Luca ne spune că se întrupează, se naște Domnul nostru Iisus Hristos. Versetul 6. În timp ce se aflau acolo, adică la Betleem, s-a împlinit vremea ca ea să nască. Din nou, foarte interesant. Unii citesc și zic, ok, deci avea 9 luni, a venit la termen, s-a împlinit vremea, biologic vorbind. Da! Biologic vorbind, s-a împlinit vremea. Toate mecanismele biologice s-au întâmplat ca să se împlinească vremea nașterii. Dar puneți-vă întrebarea, nu se putea împlini vremea biologic vorbind la Nazaret? Sau la kilometru 70? Sau la kilometru 80? Sau la kilometru 90? Sau la kilometru 99? S-a împlinit vremea exact când s-a împlinit vremea biologic vorbind pentru că Dumnezeu a hotărât să se împlinească vremea biologic vorbind. Da? Nici o celulă, nici o moleculă, nici un organ din trupul nostru nu poate merge împotriva voii lui Dumnezeu. Da? Biblia ne spune că nici un păr din cap nu ne cade.
fără ca Dumnezeu, ca să-i permită să cadă. Da? S-a împlinit vremea, biologic vorbind și hotărâtă de Dumnezeu, s-a împlinit vremea ca ea să nască. Și l-a născut pe fiul ei, cel întâi născut, ea l-a înfășat și l-a culcat într-o iezle, pentru că în odaia de găzduire nu era loc pentru ei. Câtă simplitate, câtă brevitate folosește Luca să descrie cea mai importantă naștere din istoria omenirii. Cea mai importantă naștere, descrisă în trei versete. Da? A sosit vremea, a născut pentru ei născut, l-a înfășat și l-a pus într-o iezlă. O, cât de mult tam-tam facem noi la naștere copiilor noștri, da? Mai ales acum. Deja lumea, ca la botezuri și la nunți și la așa, plătesc echipe de filmări să vină la spital, să facă montaje, să fie veșnic păstrată acel eveniment. Și nu zic că este rău să ne amintim de bucuriile care Dumnezeu le-a revărsat peste noi prin copiii noștri, prin toate binecuvântările. Dar la nașterea Domnului Iisus Hristos nu a fost așa ceva. Ci în trei versete Luca ne descrie această scenă. Dar imaginați-vă totuși pe Maria, o fată undeva la 12-13 ani, însărcinată în luna nouă, după o călătorie de peste 100 de kilometri pe un drum arid, prin frig, mai mult ca sigur că s-au dus pe jos, nu pe un măgăruș sau într-o căruță, pentru că știm că starea lor financiară era una destul de rea. Cu siguranță dacă aveau bani, da, se găsea în Betleem un loc pentru ei. Garantat. Da? Oricât de aglomerat ar fi fost. Se găsea. Mergeau la primărie și ziceau, hei, noi suntem oameni importanți și primea primarul sau cel care era conducătorul cetății. Da? Dar erau niște oameni săraci, niște oameni care nu erau cu o stare financiară și probabil că s-au dus peste 100 de kilometri pe jos cu o fată însărcinată în luna a noua. Și ajung la Betleem și s-a împlinit vremea ca ea să nască. Da? Condițiile de cazare pentru călători, mai ales pentru cei care nu aveau potențial material, erau deplorabile. Să nu ne imaginăm că au fost cazați la o pensiune sau la un hotel sau nici măcar că au fost cazați așa într-un staul din ăsta de cai frumoși, cum vedem noi în filme, unde totul e aranjat și la locul lui. Nu. Au fost cazați acolo unde călătorii își puneau animalele. De obicei, aceste pensiuni, dacă vrem să le numim așa, aveau camere foarte simple, desemnate pentru lume să doarmă și în centrul curții era un loc public unde oamenii veneau și își puneau animalele și erau pur și simplu niște spații în care puteau ca să-și lege animalele și era un foc în mijlocul curții și acolo se încălzeau la foc și poate își găteau ceva, după care mergeau și se culcau. Da? Atât. Și Maria și cu Iosif n-au găsit nicăieri, n-a fost nicio cameră liberă și s-au dus în această curte centrală unde era un foc în mijlocul curții și probabil că acolo, în acea curte, Maria a născut pe Domnul nostru Iisus Hristos, după care au găsit o iezle în care să-l pună pe prunc. Da? Luca ne spune că în casa de poposire sau în odaia de găzduire nu era loc pentru ei. Deci au fost nevoiți să stea în același loc unde călătorii își țineau animalele. Eu mi-am pus întrebarea și este doar întrebarea mea, Biblia nu ne spune mai multe detalii. Mi-am pus întrebarea oare cum a arătat confruntarea între Iosif și locurile unde încerca să se cazeze. Cum ar arăta confruntarea între tine ca și bărbat, ca și viitor tată, dacă nimeni nu ar vrea ca să te primească cu soția ta care este însărcinată, care atunci naște. Eu cred că a fost foarte tensionată. Eu cred că el a fost foarte disperat. Eu cred că de fiecare dată când i s-a trântit o ușă în față, i-a venit să plângă și poate chiar a plâns. Ba mai mult, mi-am pus întrebarea, cum de nu a găsit Iosif undeva să stea la un cunoscut? Pentru că țineți minte că Iosif merge în cetatea lui natală. El nu era un străin față de Betleem. De-aia merge acolo, pentru că de acolo se trage. Iosif probabil că avea verișori. Eu dacă vin la Zalău, da, și am o urgență, primul lucru care fac e sun pe un cunoscut. Sun pe un văr, pe un unchi, pe un prete. Și zic, hei, am o problemă. Uite, am ajuns la Zalău, nu am unde sta, mi s-a stricat mașina, sau nu am mașină, soția e însărcinată, nu este spital în orașul ăsta, putem intra la tine în casă.
Și imaginați-vă că cunoscuți aceștia, poate chiar rudenii, toți au zis, nu vrem să știm de voi. Probabil și din cauza că era o rușine pentru Iosif și pentru neamurile lui, faptul că logodnica lui era însărcinată. Da? Țineți cont, nimeni nu știa și nimeni nu credea, chiar dacă le-ar fi spus, că copilul acesta este de la Dumnezeu. Și neamurile acestea, cunoștințele acestea, probabil au zis, Iosif, pe la noi să nici nu treci. N-avem ce discuta. Ai făcut o boacănă, descurcă-te. Da? Și probabil că Iosif după aia merge și caută la străini. Imaginez. Și străinii zic, nu-i treaba noastră. Noi avem camere care le-am închiriat, am fost plătiți. Ce vrei acum să facem? Să deranjăm pe ăștia care ne-au plătit, să-i scoatem afară ca să vii tu și cu logodnica ta? Nici vorbă. Tabloul pictat de evanghelistul Luca pentru noi este unul cumplit. Asta este, cred că, și scopul. De aceea ne spune și așa de scurt, ca să ne imaginăm noi ceea ce se întâmpla. Era frig, era întuneric în bezna nopții, era mizerie în acea curte, miros, țipete, da? Țipete lui Maria, poate țipete lui Iosif, striga de disperare, sânge. Tânăra mamă plângea de durere și Iosif era disperat, mai știa ce să facă. Iar lumea întreagă, Betleemul, Iudeea, Ierusalimul, ba toată planeta, era cuprinsă de indiferență. Ceva de genul cum suntem cuprinși noi în România, duminică dimineață, de indiferență față de această realitate. Se naște Iisus, da? Zic unele Collins. Și ce dacă? Noi trebuie să dormim. Noi trebuie să ne odihnim. Noi ne-am plătit camera la hotel. Și să nasc în curte. Treaba lui. Și exact asta se petrece. Și Luca vrea ca să înțelegem cât de drastică este scena. Să înțelegem cât de mare este contrastul între Cezar împăratul și Iisus împăratul împăraților. Da? Între ceea ce se petrece la Ierusalim, în templu, și ceea ce se petrece în Betleem, în această curte. Intenția clară a evanghelistului este să creeze acest contrast între Cezar și Iisus. Acest fiu de împărat, care vedem că nu se naște într-un palat, nu se naște într-un spital, nu se naște într-un hotel, ci se naște și vine în lume în cele mai deplorabile condiții. Adică nu-ți putea imagina condiții mai deplorabile. Condiții așa de urâte, încât atunci când omul realizează, orice om, nu creștin, orice om, este normal ca să zică, nu-i ok, nu-i posibil așa ceva, nu pentru că e Fiul lui Dumnezeu. Orice copil nu-i normal să nască în așa condiții. Nu copilul meu, nu copilul tău, niciun copil n-ar trebui ca să treacă prin așa ceva, nici o mamă tânără n-ar trebui ca să nască în asemenea condiții. Și după aceea să-ți dai seama că nu-i vorba de orice copil, că e vorba de Fiul lui Dumnezeu care a venit să se întrupeze. Pentru orice copil ar fi condiții deplorabile, cu atât mai mult pentru Fiul lui Dumnezeu. După care vedem că Luca spune așa de simplu, ea l-a înfășat și l-a culcat într-o iezle. Ce altceva putea să facă? Nimic. Atât a avut o cârpă, o haină și cel mai apropiat loc în care să-l pună să se odihnească a fost o iezle. Nu e o chestie frumoasă. Am romantizat toată chestia aceasta cu ieslea, cu animalele, că se încălzea Domnul Iisus la suflu boilor și așa. E o chestie murdară. E un lucru urât. E un lucru deplorabil. Dar nu putea să facă altceva. Pentru că nimeni nu-i dădea loc în casă. Nimeni nu vrea să stea la foc. Nimeni nu vrea ca să îi dea plapuma lor. Singurul lucru în apropiere a fost o iesle, din care mâncau animalele, care era murdară. Ăsta este, de fapt, mesajul întrupării. Mesajul creștinismului. Creștinismul este o credință, o religie care începe într-o iesle murdară și se termină și are culminarea pe o cruce plină de sânge. Ăsta este mesajul creștinismului. Creștinismul nu este o credință a elitelor.
a oamenilor bogați, a oamenilor capabili și puternici. Creștinismul este o religie și o credință a celor săraci în duh. Întruparea, la fel ca toate tiparele folosite în jurul ei, ne arată paradigma prin care lucrează Dumnezeu. Același Dumnezeu care a creat universul, care a zis să fie și a fost, s-a pogorât să fie întrupat în lumea lui, într-o iesle, într-un staul mizerabil. Și același Dumnezeu coboară în inimile mizerabile ale oamenilor și astăzi. De fiecare dată când El aduce la viață un păcătos și ia reședință prin Duhul Sfânt, Dumnezeul cel viu, în inima unui om, El coboară într-un staul și o iezle mizerabilă. Privește în viața ta, în inima ta, în sufletul tău și nu vei găsi că acolo a fost un templu sau un palat atunci când Domnul nostru Iisus Hristos te-a dus la viață și a luat reședință în inima ta. Ce a fost o iesle și un staul murdar și mizerabil. Și El a ales să vină și să stea acolo. Asta este felul în care Dumnezeu lucrează. Asta este contrastul prin care El ne arată cât de minunat este El. Nu pentru că vine la oamenii cei mai frumoși și cei mai buni și în condițiile cele mai minunate, ci pentru că alege să vină în condițiile și în inimile cele mai deplorabile. Care este semnificația întrupării? În primul rând, am văzut împreună, dar vreau să vă reamintesc, ne arată foarte clar că Domnul nostru Iisus Hristos este cu adevărat om. El s-a născut. Doctrina biblică a întrupării ne învață realitatea că Fiul lui Dumnezeu a devenit cu adevărat om. La fel ca fiecare dintre noi, prin naștere. Și nu a devenit doar asemănător unui om, ci a devenit cu adevărat om. În momentul în care a fost născut Dumnezeu, Fiul, El a abdicat control asupra tuturor atributelor sale divine. Atenție! Nu a renunțat la atributele lui divine, da? Ci s-a supus în toate atributele sale divine Tatălui. A zis, Tată, eu mă duc în lume să mă întrupesc. Hristos n-are cum să renunțe la faptul că El este Fiul lui Dumnezeu. Da? Dar ne spune Biblia că El s-a smerit și s-a supus în ascultare față de Tatăl până la moarte. Și a zis, Tată, de acum înainte, Tu ești în control. Și vedem că de fiecare dată când Dumnezeu vrea să apeleze la Tatăl pentru putere divină, se roagă și cere Tatălui și Tatăl îl ascultă și Tatăl lucrează. Da? Împreună cu Dumnezeu Fiul și cu Duhul Sfânt lucrează. Și în toată perioada aceasta, Dumnezeu Fiul întrupat rămâne Dumnezeu Fiul, rămâne persoana a Trinității, dar abdică controlul în așa fel încât El să fie deplin om, încât acele două să nu intre în contradicție sau în conflict, acele două naturi. Și Dumnezeu Tatăl este Cel care gestionează puterea și slava Fiului în întruparea Lui. El s-a supus Tatălui ca să fie manifestarea dumnezeirii Lui la latitudinea Tatălui. Și Iisus, ca și copilaș în ieslea din Betleem, a fost cu totul ca și orice alt copilaș, atât că nu a avut păcat. Dar în rest, El s-a născut ca și orice copil și El a fost ca și orice copil. Unii au așa o caricatură despre Domnul Iisus Hristos în mintea lor și ce înseamnă că El s-a întrupat, că El a fost copil. Unii își imaginează un copilaș, un Iisus copil, care numai juca teatru că este copil. Ați văzut vreodată un copilaș, mai ales nou născut sau în primele zile, când se uită așa prima dată la mâinile lui, la mânuțele lui și se uită așa aproape și e super fascinat de ele, sau când privește o față nouă pentru prima dată și face tot felul de expresii, la vârsta aia nici nu conștientizează la ce privesc, sunt doar forme pentru ei, da? Și fac așa tot felul de expresii și mirat și încă nu are rațiunea ca să zic, ok, asta e fața lui bunicu și asta e fața lui așa și astea-s mânuțele mele și am 5 degete la fiecare și pot ca să fac așa cu ele, să prind lucruri, da? N-au rațiunea asta. Dar unii oameni au impresia că Domnul nostru Iisus Hristos nu a fost așa.
Ei cred că el a fost ceva de genul, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și el stătea în iezle și făcea așa și el și zâmbea când vedeam fața lui Maria și lui Iosif. Dar înăuntru el zicea, ha, ăștia cred că eu sunt simplu copilaș, dar eu de fapt am atot știința și știu tot ceea ce se petrece aici, dar mimez așa copilăria pentru ei să se bucure și ei săraci. E așa cred. Că Domnul Iisus stătea în iezle și înăuntru el și zicea, eu aș putea să și vorbesc în toate limbile din lumea aceasta, că eu le cunosc pe toate. Dar eu nu o să zic nimic, o să zic gugu gaga, ca să creadă ăștia că eu sunt bebeluș. E o prostie. Domnul Iisus Hristos a fost copilaș 100%. Domnul Iisus Hristos a experimentat nașterea din perspectiva copilului. A experimentat ce înseamnă să realizeze că are mâini. Da? A învățat să umble. A învățat să vorbească. A învățat ca să lucreze cu tatălui și toate aceste lucruri le-a făcut ca și mine și ca și tine, doar fără păcat. Doar fără păcat. Dar în rest a fost ca și noi. A fost ca și noi. A fost un copil, un om, pe deplin om. El a fost într-adevăr un copilaș. A crescut ca și un copil, s-a dezvoltat ca și un copil, a învățat ca și un copil, da? A fost educat ca și un copil. Toate aceste le-a făcut ca și noi, ca și copiii noștri, doar fără păcat. Da? De exemplu, când mergea la templu, stătea cu minte în templu. Da? Dar trebuie să-i spună tata lui când s-a dus la templu, hei, mergem la templu acum. Iisus, când mergem la templu, mergem acolo să-L slăvim pe Domnul. Da? Pe tatăl tău. Pe Domnul. Și acolo stăm cu minți. Și Iisus a zis, da, tata, am înțeles. La templu și stătea cu minte. Da? Pentru că a fost învățat să facă asta. Ok? Deci toate lucrurile acestea le-a făcut ca și noi. Doar fără păcat. Al doilea rând, întruparea este întruparea dragostei lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este un lucru destul de abstract pentru noi, de cele mai multe ori. Dar este așa de palpabil atunci când privim la Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că dragostea lui Dumnezeu se întrupează în Domnul nostru Iisus Hristos. Da? Dacă vrem să înțelegem ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu, privim la Hristos. Dacă vrem să înțelegem cine este Dumnezeu, privim la Domnul Iisus. Domnul Iisus spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Dacă vrem să ne închipuim cum ar acționa, cum ar simți, cum ar gândi Dumnezeu, putem privi la întruparea Lui și putem privi la dragostea întrupată. Dragostea întrupată, dragostea divină a Lui Hristos pentru noi, este una foarte plastică și nu este deloc abstractă. Iisus nu își închipuie doar ceea ce simțim noi. Iisus a simțit. Evrei 4:15, vă amintesc din nou acest verset. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Este o veste absolut minunată să știi că Iisus simpatizează cu tine în orice situație. Da? El înțelege durerea ta, El înțelege slăbiciunea ta, El o simte. El o simte. Toți avem impresia la un moment dat. Cu siguranță, mai ales generația aceasta tânără are tot timpul această impresie. Nimeni nu mă înțelege. Nimeni nu știe greutățile mele. Nimeni nu cunoaște suferința mea. Da? Domnul Iisus înțelege. Domnul Iisus știe. Domnul Iisus a simțit pe pielea Lui. A simțit ce înseamnă să fii sărac. A simțit ce înseamnă să fii flămând. A simțit ce înseamnă să fii batjocorit. A simțit ce înseamnă să fii răstignit, ceea ce tu nu vei simți. Șansele sunt mici. Ca să simți ceea ce a simțit El. Ca tare mai mult, tu nu poți înțelege ce înseamnă suferința, nu El. Tu nu poți înțelege ce înseamnă să suferi pentru Dumnezeu. El știe pe deplin, ca și om. El simte. Hristos vine la cei care se află în nevoi. El vine la cei săraci, vine la cei disprețuiți. Apostolul Pavel, când descrie cei care se află în biserica lui Hristos, care se află răscumpărați de Domnul nostru Iisus Hristos, vorbește în felul următor. De pildă, fraților, uitați-vă la voi, care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii și nici mulți puternici și nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune. Ține cont, acum vorbește despre noi. Despre noi, copiii lui Dumnezeu.
Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe. Da? Despre mine vorbește. Și despre tine. Ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice. Eu și cu tine, noi suntem josnici. Noi suntem cei de jos. Și lucrurile disprețuite. Ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și când citești la sumar ceea ce spune Apostolul Pavel, fără ca să meditezi asupra lui foarte mult, începi și te gândești, vorbește cam urât despre mine. Cum își permite el să spune că lucrurile josnice și lucrurile disprețuite și așa, adică totuși, Pavel, eu sunt baptist. Tata a fost baptist, bunicul a fost baptist, străbunicul a fost... Ce și ne lăudăm noi, cum zice Pavel, că s-ar putea lăuda el, știi? Ar putea zice, iudeu, eu sunt din neam în neam iudeu. Da? Fariseu, școlat, așa mai departe. Ce și ne chiar așa? Chiar așa de răi am fost? Chiar așa de nimic am fost? Adică știu că sunt oameni, am auzit toți povești, că era mor de biat în șanț, că era drogat, că era un curvar și Dumnezeu s-a îndurat de el. Dar și eu, Pavel? Păi, nu știi, eu sunt un om religios, întotdeauna am fost. Dacă tânărul bogat, din tinerețe am împlinit lucrurile acestea. Pavel zice, da, și tu. Pentru că Dumnezeu nu vine decât la cei josnici și la cei slabi și la cei nevoiași. Pentru că Biblia ne întreabă că cei sănătoși n-au nevoie de doctor. Și cei care se cred că-s bine n-au nevoie de mântuitor. Dar dacă te gândești, pentru un moment, dacă te gândești că Domnul Iisus Hristos nu doar că a venit la asemenea oameni, la oameni disprețuiți, la oameni săraci, la oameni nevoiași, El nu doar că a venit la asemenea oameni, dar El s-a făcut un asemenea om. El a zis, vin ca să răscumpăr pe aceștia, cei buni de nimic, da? Cei disprețuiți de lume, cei care n-au nici statut social, nici potențial material, nici inteligență, nici nimic. Și El a zis, vin să mă nasc într-o familie ca și oamenii aceștia. Să fiu copilul unui tâmplar, nu unui rege. Și să am de mamă o fată de 13 ani, fără educație, analfabetă. Ca să fiu ca unul dintre ei. Ca să-i pot răscumpăra pe ei. Poate că tu crezi astăzi că nimeni nu poate înțelege suferința ta, durerea ta și slăbiciunile tale. Poate că crezi că ești singurul care trece prin greutățile care te confruntă. Dar să știi că El poate. Că Iisus poate, că El înțelege, că El simte, că El a simțit aceste lucruri. Orice greutate, orice problemă, orice dispreț, ba mai mult, unele care tu n-ai cum să le simți, El le-a simțit și El le-a cucerit și El simpatizează cu tine în dragostea Lui divină. Și trei, întruparea ne aduce un mântuitor minunat. Asta este vestea care îngerii o aduc păstorilor. Unii dezbat. Asta mă disperă. Oare cântau sau nu cântau? Mai oameni buni. Cântau. Da? Păi nicăieri în Biblie nu e clar dacă îngerii cântau sau nu cântau. Da? Ba, e foarte clar. Sunt momente foarte clare în care îngerii cântă și vi le prezint trei în două secunde. Când Dumnezeu, de exemplu, confruntă pe Iov, când Iov începe și discută cu Dumnezeu și Dumnezeu vine și spune, hei Iov, unde ai fost tu când eu am creat lumea, da? Deci în scena cu Iov ne aflăm la creație. Și zice la un moment dat, zice, unde ai fost tu când stelele dimineții și îngerii mei încântau laudă, da? Da? Stelele dimineții, apropo, este o sintagmă care se referă la îngeri, nu e vorba de stele. Da? Țineți minte că chiar Lucifer era numit steaua, da? Steaua dimineții. El era pentru că lucea așa de puternic. Și îngeri în general sunt numite asta, nu că stelele cântau. Îngerul lui Dumnezeu priveau la creația lui și cântau și lăudau pe Dumnezeu pentru creația care a făcut-o. Și în Betleem, corul îngeresc, astea îngerească, vine și cântă, cuvinte cântă într-adevăr, cântă și laudă și spune ceea ce face acum este mai măreț decât ceea ce ai făcut atunci. Este mai minunat. Atunci ai creat, da? Acum ai venit să răscumperi. Atunci ce s-a făcut s-a pervertit. Acum ce vei face va fi
impervertibil, va fi veșnic. Da? Și dacă ne uităm din nou, la sfârșit, în Apocalipsa, vedem că îngerii vor sta în jurul tronului și împreună cu sfinții Domnului vor cânta laude și osanale lui Dumnezeu. Ca tare îngerii cântă. Da? Și au cântat și aici. Și textul nu este explicit pentru că trebuie ca să fii un pic bătut în cap să nu înțelegi că cântau și lăudau. Da? Și sunt multe texte în care cântarea nu e explicită, dar este implicită. De exemplu, de seară, cu ajutorul Domnului, ne vom uita la pasajul din Biblie unde vedem că Maria merge la neamurile ei și începe și le spune despre ceea ce s-a întâmplat și este în Biblie noastră numită Cântarea Mariei. Și vin ea, alți înțelepți și zic, nu, Maria n-a cântat. Că nu scrie acolo că a cântat, scrie numai că a spus lucrurile astea. Dacă ar citi Biblia, ar vedea că ceea ce spune Maria sunt extrase din cântece din Vechiul Testament. Cele mai multe altor femei care au trecut prin asemenea lucruri, adică nașteri în care au fost nașteri profețite de Dumnezeu și ele au cântat. Și ca tare, chiar dacă explicit nu ne spune că a cântat, cei care cunoaștem Biblia vedem că e vorba de un cânt. Da? E foarte, foarte simplu. Am făcut paranteza asta pentru că m-a frustrat la un moment dat. Despicăm firul în patru, dar n-avem. Avem câteodată prea mult zel și mai puțin înțelepciune. În al treilea rând, cum ziceam, un mântuitor minunat și vedem asta prin ceea ce zic și cântă îngerii. Nu vă temeți că vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David, și acum atenție, aici este foarte important, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Vi s-a născut, adică ni s-a născut, da? Mesajul este pentru păstor, pentru cei care-l aud. Nu vii și spun, hei, s-a născut la Iosif și la Maria. Voi n-aveți nicio treabă cu asta. S-a născut. Vă înștiințăm și pe voi. Dar nu-i mântuitorul vostru, nu-i copilul vostru, nu-i... Ce treabă aveți voi, păstori? Nu, îngerii vin și spun, vestea bună este că vouă vi s-a născut. Dumnezeu s-a folosit de Maria, Dumnezeu s-a folosit de Iosif ca să o îngrijească, ca să o aducă la Betleem, ca să crească copilul. Dar vouă, voi păcătoșilor, voi păstori. Apropo, păstorii, vorbind de lucrurile disprețuite, păstorii erau foarte disprețuiți în societatea iudaică. Lucrurile care erau mai disprețuiți decât păstorii erau leproși. Și nu este greu de închipuit. Gândiți-vă dacă ați crescut sau dacă ați petrecut ceva timp la țară, cei care merg cu gulea, știi, cu vacile, cu oile și așa, sunt cei mai josnici. Nu prea vezi când vine omul de pe, eu la Jac am văzut, când vine omul așa de pe pomăt, de pe câmpie, știi, și trece pe la casele oamenilor, nu prea vezi lumea să zică, auzi, guleșule, hai stai cu mine la o masă, hai să stăm să povestim un pic. Nu, își ia omul animalele și bună ziua. De ce? Pentru că la miroase. Pentru că ăla e cel mai needucat și cel mai slab și cel mai sărac om din tot satul, da? Și același lucru și cu păstorii. Oamenii aceștia erau cei mai disprețuiți. Cei mai disprețuiți, da? Și erau în afara cetății, cotau de turme și nimeni nu vrea să știe de ei. Și îngerii Domnului îi trimiși la oamenii aceștia să li se spună că lor li s-a născut. Unor oameni pe care lumea nu dă doi bani. Vi s-a născut, adică nouă ni s-a născut. Este în întruparea Lui, unde Domnul nostru Iisus Hristos se identifică perfect cu cei pe care a venit să-i mântuiască. Este în întruparea Lui unde El devine un substitut perfect pentru noi. Pentru că păcatul omenesc nu putea fi pus decât pe un om. Și plata păcatului nu putea fi plătită decât de un om. Și asta este vestea bună a Crăciunului. Că Dumnezeu s-a întrupat și a devenit om ca să poată fi mântuitorul nostru, că El ni s-a născut nouă, că ne aparține, că este ca și noi, dar fără păcat, ca să poată lua asupra Lui păcatele noastre, să plătească plata lor și să ne mântuiască. Și Luca ne lasă la acest punct în narativ cu o provocare, și anume că această veste bună necesită un răspuns. Păstorii, acești oameni simpli după ce au auzit, nu au stat nepăsători la această provocare când li s-a spus, vi s-a născut. Da? Adică trebuie să-ți însușești acest lucru. Uitați ce fac ei. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții,
haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce le-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce le spusese păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce le auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Da? Ce au făcut păstorii? Ce au făcut păstorii? În momentul în care au auzit că li s-a născut un Mântuitor, s-au dus să vadă ce s-a întâmplat. Și au plecat de acolo cu laude și cu slavă la adresa lui Dumnezeu. Nu este suficient, oameni buni, dragilor, nu este suficient să auzi despre Iisus și să te duci acasă și să spui ce minunat a fost. Ce fain a fost la biserică. Am cântat colin, s-a predicat despre întrupare. Ce zi frumoasă, ce minunat. Poți de altfel participa la mii, dacă ai fi în viață, la mii de serbări de Crăciun. Și nu au nicio valoare dacă Hristos nu este prezent cu adevărat în inima ta, dacă nu ți s-a născut ție un Mântuitor, dacă El nu este Domnul tău și Mântuitorul tău. Mesajul este clar din partea lui Luca. Ai nevoie de un Mântuitor. Ai nevoie să fii salvat. Și niciun salvator normal, omenesc, niciun împărat, niciun politician sau așa mai departe nu poate să te mântuiască. Doar Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat, care a trăit o viață perfectă și care a murit pentru păcătoși. Doar El te poate mântui. Și El, ne arată Luca, vine, dar El vine la cei săraci în duh, la cei disprețuiți, la cei disperați, la cei care realizează că nu se pot ajuta. Astăzi ai auzit și tu o veste bună. Că s-a născut un Mântuitor, că a trăit o viață perfectă, că El este Fiul lui Dumnezeu, că El a luat asupra Lui păcatele celor ce se încred în El, a murit și a fost înviat și astăzi șade la dreapta Tatălui și mijlocește pentru copiii Lui. Cum vei răspunde? Ce vei face când pleci de aici? Te duci acasă și îți pui masa și zici, a fost frumos la biserică. Sau vei alerga ca să vezi dacă toate aceste lucruri sunt într-adevăr așa. Și ca să vezi dacă ți s-a născut și ție un Mântuitor. Mă rog, Domnului, ca darul de Crăciun pentru tine acest an să nu fie nimic omenesc, nimic fizic, ci să fie într-adevăr nașterea Domnului Iisus Hristos o realitate în viața ta. Amin. Amin.